Dragi frați și surori, vă invit să stăm cu toții ridicați, să deschidem Scripturile în Apocalipsa, capitolul 5, și o să citim de aici câteva versete și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Pagina Scripturii 1209, o să citim această cântare universală, cosmică. Îmi doresc să o cânt eu și să o cântăm noi cu toții. Este cântarea notată de la versetul... Am să citesc ca să se înțeleagă contextul de la versetul 5. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce șade pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o lăută și potire de aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost înjunghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului, să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele 4 făpturi vii ziceau, amin, și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat. Celui ce este viu în vecii vecilor, amin. Vă invit să ocupăm locul. Binecuvântat să fie Domnul care ne-a dat harul să fim și în dimineața aceasta aici, măcar că cu un ceas a trebuit să ne trezim mai devreme. Domnul să vă binecuvinteze că ați arătat râvnă și putere să faceți lucrul ăsta. Să-și arate Domnul îndurarea și față de cei ce au rostenit și n-au avut râvna să se trezească și să fie la adunare. Domnul să-i cerceteze. Satana intenționează să aducă vânturi reci și să te departe de Scripturi, de Domnul, de biserică și în felul ăsta să fie o victimă ușoară pentru planurile lui. Domnul, pentru că ne iubește, ne și pedepsește. N-a așteptat să vină și pedeapsa ca să te grăbești să vii la adunare. Vino la adunare cu râvnă și Domnul să întărească râvna asta. Amin. Aș vrea cu ajutorul Domnului să continui și astăzi va fi, dacă Dumnezeu mă ajută, ultima lecție din cele 10. Însă, înainte ca să vorbesc despre a 10-a lecție, am să recapitulez lecția 9, pentru că nu am finalizat-o data trecută, și să o finalizez. Și apoi, cu voia Domnului Iisus, să închei acest ciclu de învățătură pe linia aceasta cu lecția a 10-a. În lecția 9 am vorbit despre puterea cântării sacre, cântarea celui răscumpărat, cântarea după gustul lui Dumnezeu, și am arătat că ea are foarte multă putere în ea când este rostită de omul răscumpărat, de omul care s-a întors la Dumnezeu. Am arătat în primul rând că această cântare poate să fie o terapie pentru suflet, în așa fel că Saul, măcar că era departe de Dumnezeu în neascultare, un duh rău îl chinuia, când un sfânt al lui Dumnezeu a cântat cu instrumentul, duhul rău a plecat și Saul s-a liniștit. Așa este cântarea în gura și în mâna, instrumentul în mâna unui sfânt.
Este o influență, o terapie pentru sufletele oamenilor. Domnul să ne binecuvânteze așa să fim și noi, amin. În al doilea rând, cântarea sacră are multă putere în ea însăși, chiar și pentru noi că ajungem în momente grele când suntem tulburați, neliniștiți, cu stări de apăsare și o cântare sănătoasă și bună ne poate ridica. Cum l-a ridicat Domnul pe Elisei, când a venit cântărețul cu harfa și-o cântat și în timp ce cânta, Elisei a putut să se roage, să caute pe Domnul și Duhul Sfânt a venit peste el. Doamne, dă-ne asemenea cântări! În al treilea rând, cântarea sacră este cântarea sfinților care se sfințesc, care se îmbracă cu haine deini, care sunt faptele neprihănite și care se unesc împreună. Și când ei se unesc și înalță spre Domnul cântări de laudă, Duhul Sfânt se coboară, ca la sfințirea templului. Când s-o coboară Duhul Sfânt, slava Domnului vine peste adunare, nu au mai putut să cânte pentru că au fost plini de bogăția prezenței dumnezeirii. Lăudat să fie Domnul, să fie și astfel de cântări în adunarea Domnului. A patra cântare sacră este cântarea în lupta spirituală. Vă aduceți aminte de Iosafat, împotriva căruia s-au unit mai mulți vrăjmași să-l biruiască, însă ei, în confruntarea aceasta, au înțeles să-l caute pe Domnul, s-au rugat, au strigat către Domnul, Domnul le-a descoperit cuvântul lui și ei, în ziua bătăliei, s-au unit cu toții și au dat slavă lui Dumnezeu. Și n-au trebuit să mai lupte, că a luptat altcineva pentru ei, Domnul, glorificat să fie numele Lui. El a dat biruință, a pus o strajă împotriva vrăjmașilor și când s-au dus ei, n-au fost numai o grămadă de trupuri moarte. Puterea este a lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Citisem cuvântul din Fapte 16, că doi sfinți din cauza că au vrut să laude pe Domnul, au ajuns la închisoare. Și acolo în închisoare, Pavel și Sila, ei mai întâi se roagă. Și după ce se roagă, îi sprăvesc rugăciunea cu o cântare. Și în timp ce cântau, se cutremură temnița. Cad lanțurile. Și puterea lui Dumnezeu se manifestă acolo încât Domnul mântuiește oameni. Lăudat să fie Domnul. Cântarea în gura sfinților este o mare putere. Așadar, să ne dea Domnul asemenea cântări în împrejurările în care suntem încolțiți de toate părțile, de tot felul de duhuri, de atacuri vrăjmașe. Domnul să ne mărească credința. Să ne încredem cu toată inima în Domnul Dumnezeul nostru, să-L înălțăm și El își va arăta și puterea și slava. Lăudat să fie El. Amin. În al cincilea rând, sunt cântările acestea, sunt cel puțin două cântări. Sunt cântările cuceririi, în războaiele de cucerire. Ele, chiar dacă nu neapărat se concentrează asupra unei cântări, este prezentat acolo cântarea. Avem Iosua capitolul 6, războiul împotriva Ierihonului și acolo Domnul le spune că asta este foarte important în războaiele de cucerire și asta în mod special pentru cei ce evanghelizează. Războaiele de cucerire se referă la cei care sunt câștigați pentru Iisus Hristos. Și acolo se observă, acesta amânând frumos, că trâmbița era instrumentul cu care se cânta. Trâmbița în Scriptură are o însemnătate deosebită, ea reprezintă mesajul lui Dumnezeu rostit în anumite circumstanțe, el aduce și judecata, el aduce și schimbarea vremurilor, el va determina toate evenimentele istorice. Prin sunetul trâmbiței Dumnezeu va schimba un ciclu, o perioadă în altă perioadă, așadar sunetul trâmbiței reprezintă mesajul lui Dumnezeu. Acolo la Ierihon sunt preoții care sură din trâmbițe, acolo la Ierihon e chivotul lui Dumnezeu și tot poporul merge în urma chivotului și înconjoară cetatea, după porunca lui Dumnezeu, de 7 ori. Ce bine este când și noi înconjurăm cetatea, adică persoana pentru care ne rugăm în fiecare zi, așa cu rugăciune. Și în a 7-a zi o înconjoară de 7 ori. Ne facem vreme. Și observați, cetatea privește la acești oameni care îi înconjoară și ei îi înconjoară, sună trâmbițele, îi aud mesajul și în a 7-a zi sună trâmbițele și poporul este chemat să strige. Și când poporul strigă laudele Domnului, se prăbușe zidurile și cetatea se cucerește.
Că Domnul a zis așa și așa a împlinit cuvântul lui, slăvit să fie Domnul. Un alt război de cucerire se poate observa la Judecător, capitolul 6, unde vorbește despre Gedeon. M-am bucurat că ieri la lucrarea de evanghelizare, la pregătire, un frate ne-a adus un gând despre acest om. Era un om simplu, un om simplu din Israel. Și când a venit Domnul, cu tine, viteazul. El a zis, eu, cel mai mic, cel mai slab, cel mai neînsemnat, eu, viteaz. Și Domnul îl încredințează, du-te cu puterea care o ai. Și în războiul ăsta de cucerire îi dă trei detalii. 1. Trâmbițele. 2. Ulcioarele. Și 3. Făcliile. În războaiele de cucerire și în mod special în lucrarea de evanghelizare, cele trei lucruri trebuie să fie. Ulcioarele nu e altceva decât zdrobirea firii noastre. Zdrobirea firii noastre. Nu se poate lucra cucerirea sufletelor pentru Domnul dacă firea la noi e stăpână. Așadar, Doamne, dă ca tot ce-i firesc să fie zdrobit în numele Domnului. Ulcioarele trebuie să spargă. Și apoi făcliile trebuie să ridice și trâmbița trebuie să sune. Și este foarte interesant că ăștia se luptă unii împotriva altora, să nimicesc unii pe alții și Domnul dă biruință lui Gedeon. Doamne, dă-ne și asemenea cântări. Să fie câștigați oamenii pentru tine și împărăția ta. Amin. În al șaselea rând, cântarea sacră, izvorâtă din experiențe cu Dumnezeu. Este foarte important ca inimile noastre să laude pe Domnul pentru toate experiențele care Dumnezeu ne dă. Ce frumos este când vine cineva aici și ne povestește despre minunile Domnului și apoi o cântă o cântare, care i-a vorbit în ziua strâmtorării lui, în ziua încercării lui și care în mod special reprezintă experiența lui. Sunt cântări izvorâte din experiențe cu Dumnezeu. Isaia 38 ne spune despre o asemenea cântare. Sunt foarte multe cântări în Biblie, eu foarte fugitiv trec, ca să încurajez acest gând al Scripturii în ziua necazului tău. Lasă Duhul să cânte și apoi laudă-L pe Domnul ce ți-o dat în ziua strâmtorării tale. Că astea sunt lucrările lui Dumnezeu și mi-a plăcut cuvântul care Domnul l-a dat, că cel ce conduce Universul, ne bucurăm că e în mijlocul adunării Lui. Și încă de la început Domnul ne-a binecuvântat cu gânduri frumoase și mulțumim Domnului și pentru fratele Andreea și gândul acesta de a înălța numele Domnului. Și uitați, de la versetul 9 este scris aici, cântarea lui Ezechia, împăratul lui Iuda, Isaia 38, cu prilejul bolii și însănătoșirii lui. Și acum spune cântarea, ziceam, în cei mai buni ani ai vieții mele trebuie să mă duc la porțile locuinței morților. Sunt pedepsit cu pierderea celorlalți ani ai mei care mai rămân. Ziceam, nu voi mai vedea pe Domnul, pe Domnul în pământul celor vii. Nu voi mai vedea pe niciun om în locuința morților. Locuința mea este luată și mutată de la mine, ca o colibă de păstori. Îmi simt firul vieții tăiat, ca de un țesător care m-ar rupe din țesătura lui. Până de seară îmi vei pune capăt. Am strigat până dimineața, ca un leu. Îmi zdrobise toate oasele. Până de seară îmi vei pune capăt. Ciripeam ca o rândunică, croncăneam ca un cocor, gemeam ca o porumbiță. Ochii îmi priveau topiți spre cer. Doamne, sunt în necaz, ajută-mă! Ce să mai spun? El mi-a răspuns și m-a ascultat. Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei, după ce am fost întristat astfel. Doamne, prin îndurarea ta se bucură omul de viață. Prin ea mai am și eu suflare, căci tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viața. Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea. Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii, căci ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Căci nu locuința morților te laudă, nu moartea te mărește. Și cei ce s-au coborât în groapă nu mai nădăjdesc în credincioșia ta. Și cel viu, da, cel viu te laudă, ca mine astăzi. Tatăl face cunoscut copiilor săi credincioșia ta. Domnul m-a mântuit, de aceea în toate zilele vieții noastre vom suna din coardele instrumentelor noastre în casa Domnului. Amin. Ce profund, privind, dar foarte atent, înțelegi experiența prin care a trecut omul ăsta. Și e plină de emoție, e plină de putere. Așadar, fie ca în casa Domnului, frații și surorile care au avut experiențe cu Domnul. Chiar acum, în anul ăsta, suntem doar în luna martie și avem mai multe experiențe cu Domnul. Slăvit să fie El. Așadar, ce se bucură de minunile Domnului, să laude pe Domnul și să mărturisească cu râvnă lucrările acestea, că ele îmbărbătează biserica,
E altceva când cineva vine să spună ceva, lăudați pe Domnul, dar când un om vine dintr-o încercare și aduce o mărturisire aici, ce mult umple biserica de încredere, de speranță, de har. În al șaptelea rând, cântarea sacră este cântarea martirilor. Nu știm ce vremuri vin, dar Dumnezeu să ne binecuvinteze ca în vremea încercării, când va trebui să dăm socoteală de nădejdea care este noi, să avem pe buze cântări. Amin. În ultima vreme am citit foarte multe cântări și foarte multe experiențe a martirilor. Sunt foarte multe cântări compuse în vremea strâmtorării, chiar înainte de unii frați de-ai noștri să fi fost îngenunchiați, uciși din pricina cuvântului Evangheliei. Vreau să citesc ca temeia acestui gând din Matei capitolul 5, unde este scris: ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigăni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Dragii mei, frații și surorile noastre, când au fost duși în arenele romane, înainte ca să fie sfâșiați de fiare, au cântat cântări lui Dumnezeu. Cântarea, în momentele cruciale, este o mare forță. Le liniștește inima. Te așează în planul lui Dumnezeu și te pune într-o stare după voia Lui. Vreau să citesc câteva mărturii foarte scurt. Mă voi limita la 4, că mi s-au părut deosebite și face bine să ne gândim că ar fi foarte bine, în mod special, pun gândul acesta pe inima cântăreților și cel ce aleg cântările. Sunt foarte multe cântări născute în vreme de prigoană. Când oamenii au trăit prin experiențe deosebite cu Dumnezeu, chiar în fața morții, Duhul Sfânt le-a inspirat cu câte o cântare. Ar fi bine să le căutăm și să le readucem în viață, că ale au fost pline de forță. I-au sprijinit pe acești oameni în situații dramatice, în care noi adesea n-am ajuns. Mulți dintre noi poate nu am trecut prin asemenea lucruri. Se spune despre un scriitor care a scris prin anii 1656, că el a fost foarte mișcat de ce s-a întâmplat, a participat la spânzurarea unui credincios și spune că în timp ce i-au pus lațul pe gât, el cânta următoarea cântare: Tată din ceruri, eu te chem să-mi întărești acum credința. Și n-a reușit să continue pentru că a fost aruncat în laț, însă spune istoria, omul acesta scria că lațul s-a desprins și a căzut jos. Și el a continuat să cânte: rămas bun, frați și surori, de acum ne despărțim, până vom fi cu toți în cer, împreună cu Hristos, capul nostru. Pregătiți-vă pentru aceasta, iar eu vă voi aștepta acolo. O, Doamne, dă-ne și nouă asemenea credință. Amin. Se spune despre John Hus că omul acesta, când preoții i-au făcut slujba de blestem ca să fie dat sufletul lui diavolului, el răspunde și spune: eu astăzi, Iisuse, îți predau sufletul meu în mâinile tale, sufletul meu răscumpărat de tine. Și în timp ce mergea spre rug, cânta psalmul 23. Și spunea el, în timp ce era executat: sunt bucuros să pecetulesc astăzi cu sângele meu adevărul pe care l-am scris și l-am predicat. El a fost înainte de Luther și a fost un om pe care Dumnezeu l-a folosit la reînvierea bisericii evanghelice. Lăudați să fie Domnul pentru astfel de oameni. Se spune că la Cernăuț, în timpul războiului al doilea mondial, au fost condamnați la moarte pentru credința lor 300 de tineri. Această poveste o povestește fratele Vasile Chielba de la Vicovul de Sus, el s-a dus la Domnul și spune că atunci când au ajuns la locul execuției, au fost întrebați care este ultima lor dorință și ei au cerut să cânte o cântare. Și iată dar cântarea ce o cântă: Domnul ne-a chemat la luptă, noi urmăm al Său cuvânt și pornim acum cu toții la războiul Lui cel Sfânt. Nu ne înfricoșează moartea, de s-ar cere să murim. Pentru Domnul suntem gata oricând să ne jertfim. De dușmani noi nu ne temem, oricât e ura lor, căci în fruntea noastră e Domnul, scumpul nostru ajutor. El se luptă, El învinge,
El biruitor va fi și pe cei răi cu suflarea gurii sale îi va zdrobi. Cei cu inima împărțită, cei ce n-au nici un temei, cei fricos să plece acasă, nu-i războiul pentru ei. Sus la comandantul nostru, toți privirea să o avem, în prigoană și în furtună, sus dreptatea să o ținem. Catacombele sunt destule, temnițele destule sunt și le vom umplea pe toate pentru a Domnului cuvânt. Amin. Spune fratele acesta că după ce și-au isprăvit cântarea, a alergat un călăreț pe un cal cu un steag alb și a spus că de la statul major s-a schimbat sentința, vor fi trimiși pe front pe linia întâi. Așadar, n-au fost executați și povestea a ajuns la noi pentru faptul că printre tineri aceștia au fost oameni care s-au întors de pe front povestind minunile lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul care apără pe săi. Mai vreau să spun o poveste și apoi să trec la lecția ultima. Se spune că în vremea lui generalului Antonescu, 40 de tineri baptiști s-au întâlnit împreună într-o casă ca să învețe cântări corale. Și era un grup bărbătesc și ei se pregăteau să slujească în biserică, ca atare făceau repetiții. Și au fost prinși, au fost condamnați și din nou i-au fost întrebați care este ultima lor dorință. Și a spus judecătoarei că își doresc, dacă sunt lăsați, să cânte cântarea care o pregăteau în seara aceea și judecătorul însuși să constate dacă există ceva subversiv în cântarea aceea, ceva care să facă rău statului, respectiv poporului. Și cântă următoarea cântare: ce groază cuprinde poporul, se mișcă pământul chiar și cer. Și iată, pe nor vine Domnul din față, cei răi fug și pierd. El vine, dar nu cu îndurare și nu spre a fi răstignit, ci să judece fără cruțare pe toți cei ce l-au dușmănit. Hristos ne duce în mărire ca să fim mireasa sa. Hristos revine în strălucire să țină judecata sa. Ce minunată zi va fi Iisus la noi când va veni cu slavă mare să ne ia pe veci în țara sa. Când a auzit judecătoarea aceste cuvinte, a închis dosarul: într-adevăr, în cântarea asta nu este nimic vinovat. Domnul face și astfel de minuni, slavă Lui. Unii trebuie să plătească cu moartea și ce frumos este să poți să îngenunchezi, că a merge acasă e bine. Și mai ales ca martir este o cinste. Așadar, fie voia Domnului peste viețile noastre, oricum am trece să fim gata, amin. Vreau să continui cu a 10-a lecție, care este această poruncă care fratele Andy, fără ca să mă fi înțeles cu el, a adus-o, și anume porunca de a lăuda pe Domnul. Așadar, a 10-a lecție se numește Lăudați pe Domnul și cântările Apocalipsei sau cântările creației noi. În ce privește această poruncă, este foarte esențial să înțelegem că ea nu cuprinde strict cântarea. A lăuda pe Domnul înseamnă de la a lăuda pe Domnul la ce te gândești, prin ce te gândești, atitudinile noastre, vorbele noastre și faptele noastre, toate să-L înalțe pe El. El este vrednic și merită toată cinstea, gloria și slava în veci. Amin. Așadar, trebuie să învățăm să lăudăm pe Domnul și lucrul acesta să fie un lucru ca scop, pentru că scopul lui Dumnezeu este să trăim pentru gloria Lui. Priviți în Psalmul 96, fratele Daniel citea la începutul slujbei din psalmul acesta, este scris așa: cântați Domnului o cântare nouă. Să știți că cântările noi în Biblie nu sunt cântări noi compuse, cum de multe ori unii le înțeleg, ci sunt cântările celor răscumpărați. E o cântare nouă, pentru că vine dintr-un duh înnoit, dintr-o stare nouă, dintr-o perspectivă nouă, cu o ideologie nouă. Cântările noi la care face referire Scriptura în foarte multe locuri vorbesc despre cântarea răscumpăraților, care am citit-o din Apocalipsa, capitolul 5. Și aici spune: cântați Domnului o cântare nouă, cântați Domnului toți locuitorii pământului. Observați primul gând cu privire la această poruncă. Dumnezeu își dorește toți oamenii de pe pământ să laude pe Dumnezeu. Zice în continuare: cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui.
Cui spune asta? Bisericii. Că ea este chemată să vestească din fiecare zi pe Domnul, lumii. A lumea să ajungă să laude pe Dumnezeu. Povestiți printre neamuri slava Lui, adică minunile despre care vorbea fratele Andreas. Printre popoare toate minunile Lui, căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decât toți dumnezeii. Că toți dumnezeii popoarelor sunt niște idoli. Dar Domnul a făcut cerurile, glorie Lui. Strălucirea și măreția sunt înaintea feței Lui. Slava și podoaba sunt în locul Lui cel Sfânt. Este o chemare prin tot acest psalm, toți oamenii de pe pământ să laude pe Domnul. Psalmul 66, în același spirit spune așa. Înălțați lui Dumnezeu, strigă-te de bucurie, toți locuitorii pământului. Observați? Toți oamenii de pe pământ vrea Dumnezeu să laude, să-L înalțe. Lui se cuvine cinstea, gloria și slava. Ziceți lui Dumnezeu, cât de înfricoșate sunt lucrările tale, din pricina mărimii puterii tale, vrășmașii tăi te lingușesc. Tot pământul se închină înaintea ta și cântă în cinstea ta, cântă numelui tău. Veniți și priviți lucrările lui Dumnezeu, ce înfricoșat este El când lucrează asupra fiilor oamenilor. Și continuă omul acesta să explice aici în psalmul lui, cu deamăruntul, chemarea aceasta la a lăuda și când Dumnezeu răspunde omului, face referire aici, versetul 16. Veniți de ascultați toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și vă istorisiți ce a făcut El sufletului meu. Am strigat către El cu gura mea și îndată lauda a fost pe limba mea. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui. Slăvit să fie Domnul care ne ascultă prin minuni. Și noi trebuie să vorbim despre minunile lor, Lui, oamenilor, ca oamenii să ajungă să-L laude pe Dumnezeu. Amin. În mod special, această poruncă este dată bisericii, bineînțeles. Și Psalmul 105, de unde a citit fratele Andreas, este o reprezentare a acestei porunci. Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare isprăvile Lui, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui, făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt. Aceasta este datoria bisericii. Și Dumnezeu să ne ajute. În discuțiile noastre, în vorbirea noastră, scopul nostru este să îl înălțăm pe Dumnezeu pretutindeni. La școală, la servici, în societate, Domnul să fie înălțat. El merită. Psalmul 106. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul că este bun, căci îndurarea Lui ține în veci. Cine va putea spune isprăvile Lui mărețe ale Domnului? Cine va putea vesti toată lauda Lui? Știți cine? Cine le cercetează? Cine le caută să le vadă? Cine va putea spune isprăvile mărețe ale Domnului? Dacă tu nu te gândești la lucrările Domnului, nu vezi minunile Lui și nu le evidențiezi, nu vei putea vorbi despre ele. Așadar, Domnul să ne binecuvinteze cu ochi deschiși, să vedem toate minunile Domnului și să vorbim cu râvnă despre ele. Amin. Psalmul 107. Lăudați pe Domnul că este bun, căci în viață ține îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați. Și spune de patru ori aici, o, de-ar lăuda oamenii pe Domnul, pentru toate îndurările Lui, pentru bunătatea Lui, pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. O, de l-ar lăuda. Există așa mare putere. Și scopul acesta, cine îl înțelege, poate înțelege scopul creației. Că omul a fost făcut să laude pe Domnul. Și omul care se dăruiește în acest scop, împlinește scopul lui Dumnezeu. Și ăsta se numără printre biruitori. Învață să lauzi pe Domnul, că în felul acesta înveți să împlinești scopul lui Dumnezeu în creație. Doamne ajută! Cântarea are o foarte mare valoare. Psalmul 69 spune că ea e mai de preț decât un vițel cu coarne și copite, întreg. Știți, se aducea în vechime jerfe. Jerfa aceasta, un vițel, să zicem că în vremea asta costă 1000 de euro, nu? Un vițel gras, bine, să-l aduci ca jerfe. Acum, dacă era în vremea vechi testamentală și vine aici un frate cu un vițel și-l aduce ca jerfă, zice, wow, ce-a adus. Dacă vrei să egalezi lucrul acesta, să fie ceva mai prețios decât un dar de un vițel cu așa valoare,
Fac o cântare după gustul lui Dumnezeu. Mare valoare. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu cântări spre gloria Lui. Să aducem cu toată ființa și cu toată inima, să ne implicăm în această laudă pentru Dumnezeul nostru. Și în felul acesta să ne primească Domnul jertfele. Sunt mult mai frumoase gânduri când să aducem. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Păi zi, noapte. Nu contează. Învață să lauzi pe Dumnezeu în orice timp, în orice loc, în orice condiție. El să ne ajute și să ne binecuvinteze. Amin. Vreau să pătrund cele patru cântări ale Apocalipsei și să le arăt în scurt pe fiecare în parte. Cântarea prima este în capitolul 5. Este cântarea răscumpărării. Această cântare este prima cântare din Apocalipsa și ea vine din cer. Și pământul o învață. Ea vine din cer. Mai întâi, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni recunosc. Vrednic este mielul. După ce ei se închină, se pleacă cu fața la pământ și recunosc vrednicia mielului care a răscumpărat oameni din orice seminție, din orice popor. Din moment ce ei exprimă în ceruri gândul acesta că Dumnezeu va întemeia împărăția lui veșnică. Apoi îngerii se unesc. Al doilea grup pe care îl vedem aici sunt îngerii. Se unesc și ei laudă pe Domnul. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea și slava și lauda. Și în al treilea rând, oamenii învață cântarea din cer. De aceea, sfinții, copiii lui Dumnezeu, răscumpărații, nu învață cântările din lume, ci le învață pe alea din cer. Și ei învață să inspiră din cer. Și ei nu zic altceva decât ce zice făpturile vii și 24 de bătrâni, îngerii din cer. Și continuă făpturile de pe pământ, prin care îmi doresc să fiu și eu. Și să fii și tu. Și să cânți cântarea asta și zici, acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului, să fie lauda. Dragilor, toată lauda să fie a lui. Niciodată să n-am o laudă în dreptul meu. Totdeauna să am laude în dreptul lui. Gura mea și mintea mea și gândurile mele să fie toate închinate spre lauda lui. Amin. Domnul să ne ajute. În al doilea rând, a lui să fie toată cinstea. Tot respectul. Pe El să-L înalți, despre El să-L vorbesc și pe El să îl arăt oamenilor. Doamne ajută-mă și pe mine și pe voi. În al treilea rând, a Lui să fie slava, adică strălucirea, singura strălucire pe care o pot lăuda, pe care ar trebui să o laud, este strălucirea Lui. Nu strălucirea lumii, nu strălucirea acestei vieți, ci strălucirea care este a Dumnezeului celui veșnic. Doamne, ajută-ne să-ți oferim ție toată slava. Și în al patrulea rând, ce era și normal, și stăpânirea. Peste viața mea, peste gândurile mele, peste trupul meu, peste duhul meu și peste sufletul meu, vreau stăpânirea lui. A lui să fie stăpânirea. Amin. Și toți răscumpărații să spună amin. Să învățăm să cântăm cântarea din ceruri. A Domnului este lauda, cinstea, slava și stăpânirea. În vecii vecilor. Doamne, dă-ne cântarea asta pe buze. Și în toată trăirea noastră. În al doilea rând, a doua cântare din cartea Apocalipsei este în capitolul 14. Este cântarea specială. Cântarea aceasta nu o poate cânta decât cei care au trecut pe un drum pe care nu merg toți. Este vorba despre cântarea celor 144.000 și aici este scris că am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic și glasul pe care l-am auzit era ca și acelor ce cântă cu lăuta și cântau din alăutele lor. Cântau o cântare nouă. Înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vin și înaintea bătrânilor și nimeni nu putea să învețe cântarea aceasta, afară de cei 144.000. Este o cântare specială. Adresată unui singur tip de oameni și nu este cântarea altora. Degeaba o cântă cineva, degeaba ar vrea să o învețe cineva, că nu li se potrivește. Pentru că nu îi reprezintă. Nu, să vină aici să cântă un copil, să zică, am îmbătrânit de zile. S-a întâmplat. Noi ne-am pus să râdem. Și am văzut mari desfătări. Poate vă aduceți aminte momentul. Nu îi se potrivea, nu? Așa e și cântarea asta.
Nimeni nu a trecut pe drumul celor 144.000. De aceea această cântare nu se potrivește. E cântarea lor, celor biruitori. Slăvit să fie Domnul! În al treilea rând, a treia cântare din cartea Apocalipsei este cântarea biruitorilor fiarei. Aceștia au biruit fiara, aceștia au biruit icoana ei și au biruit numărul numelui ei. Și din cauza aceasta, ei erau pe Marea de Sticlă în capitolul 15 și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe Marea de Sticlă cu lăutele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și a numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise și a mielului. Acum Moise a ieșit, a scos poporul Israel din Egipt și Hristosul a scos păcat, a scos oamenii din lume. Moise a adus legea, Hristosul a adus harul și adevărul. Moise a adus o judecată împotriva Egiptului și a tuturor dumnezeilor lui și Iisus Hristos a adus o judecată împotriva neamurilor, păcatului și a lumii. Așadar, ei cântă cântarea biruinței, a lui Moise și a mielului. Domnul să ne binecuvinteze, să avem această biruință și să fim și noi pe Marea de Sticlă. Amin. Ei cântă această cântare și este o cântare a biruitorilor. Cei mai mulți înțeleg că această cântare este cântarea din tipul necazului cel mare, ce nu se referă la biserică. Acum, ideile sunt împărțite aici, nu vreau să intru în polemica aceasta, ci mă duc la a patra cântare în care îmi doresc neapărat să fiu eu și tu. A patra cântare este din capitolul 19. După aceea am auzit în cer un glas puternic, de gloată multă, care zicea: Aliluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea, pentru că judecățile lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare care strica pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna lui. Din mâna ei. Observați atent diferența dintre capitolul 5 și capitolul 19. Cântarea în capitolul 5 vine din cer și oamenii o învață. Cântarea din capitolul 19 e cântarea celor ce au biruit, celor ce s-au sfârșit cu bine alergarea și cântarea vine din gura oamenilor. Răscumpărați. Gloata asta multă. Și ascultați ce mai spune cerul. Versetul 4. Și cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu care ședea pe scaunul de domnie și au zis: Amin! Aleluia! Slăviți să fie Domnul! Așadar, dacă ai învățat cântarea din cer, într-o zi vei cânta o cântare la care cerul va spune: Aleluia, amin! Să ne dea Domnul harul ăsta! Și continuă și spune că din scaunul de domnie a ieșit un glas care zice asta, e glasul Duhului Sfânt. Și spune așa: lăudați pe Dumnezeul nostru, toți robii Lui, voi care vă temeți de El mici și mari. Încurajează toată creația să laudă pe Domnul. Și am auzit un glas, aici e glasul tuturor celor răscumpărați, de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor turete puternice, care ziceau: Aliluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, că a venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit și s-a dat să îmbrace cu subțire, strălucitor și curat. O, Doamne, dă-ne harul acesta să ajungem să cântăm cântarea aceasta. Acestea sunt cele 4 cântări din cartea Apocalipsei. Dragi frați, surori, vă îndemn din toată inima, haideți să recunoaștem vrednicia mielului. Asta a fost prima cântare. Să privim spre El și să-i acordăm Lui toată lauda, cinstea, slava și stăpânirea, prin toată supunerea și ascultarea noastră, ca într-o zi să putem cânta cântarea biruitorilor. Îmi doresc așa de mult să nu lipsească nicio unghie. Până atunci, să lăudăm pe Domnul. Amin.